Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, pleacă-ți urechea la cuvintele gurii mele. Lăudați să fie Iisus Hristos! După ce am făcut pelerinajul căii Sfintei Cruci, rugându-ne și meditând aceste 15 stațiuni, noi ne continuăm rămânerea lângă Iisus, cu Iisus, la Sfânta Liturghie și vrem chiar să-L primim în sufletele noastre. De asemenea, prin meditația pe care o vom avea, vrem să intrăm și mai profund în aceste suferințe ale Domnului, ca, așa cunoscându-le, să le prețuim și să știm, de fapt, ce a suferit Iisus pentru noi. De asemenea, astăzi, ca un moment particular, este și sărbătoarea Părintelui Pavel Beșleagă, care își sărbătorește 31 de ani de viață, și iar în calendar apare și Sfântul Eugen. Așadar, o rugăciune pentru părinții noștri, pentru acești colegi ai noștri, colaboratori, care, iată, marchează și aceste momente importante din viață. Iar noi ne recunoaștem acum păcatele noastre, greșelile noastre, ca să ne putem apropia cu inimă curată și deschisă de Sfintele Taine și de patimile Domnului. Această liturghie ne rugăm pentru răposații Iosif, Mihai și Veronica. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pe toți Îngerii și Sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Doamne, miluiește-ne!
Hristoase, miluiește. Dumnezeule, Tu ne-ai pregătit ajutoare pe măsura slăbiciunii noastre. Dă-ne, Te rugăm, harul să primim cu bucurie răscumpărarea adusă de Hristos și să o mărturisim prin trăirea noastră. Prin Domnul nostru, Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Spun în ei înșiși cei care nu gândesc drept. Să-l pândim pe cel drept, căci ne deranjează, stă împotriva faptelor noastre, ne reproșează păcate împotriva legii și ne acuză de păcate împotriva disciplinei noastre. Se prezintă că are cunoașterea lui Dumnezeu și se numește pe sine Fiul al Domnului. A devenit pentru noi reproș al gândurilor noastre și ne este greu și numai să-L vedem. Viața Lui nu este asemănătoare cu a celorlalți și căile Lui sunt diferite. Suntem considerați de El nelegitimi. Se ține departe de căile noastre ca de necircumcizie, declară fericit sfârșitul celor drepți și se laudă că-L are pe Dumnezeu drept Tată. Să vedem dacă sunt adevărate cuvintele Lui și să încercăm ce va fi la sfârșitul Lui. Căci dacă cel drept este Fiul lui Dumnezeu, El îi va veni în ajutor și îl va salva din mâna celor care îi stau împotrivă. Să-L testăm prin jignire și chin, ca să cunoaștem blândețea Lui și să ne dăm seama de răbdarea Lui. Să-L condamnăm la o moarte rușinoasă, căci, după cuvintele sale, El va fi supravegheat de Domnul. Acestea le gândesc ei, dar se înșală. Răutatea lor i-a orbit. Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu, nu speră la răsplata sfințeniei și nici nu stimează recompensa sufletelor neprihănite. Cuvântul Domnului. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul, pentru a șterge amintirea lor de pe pământ. Când cei drepți strigă, Domnului audă și scapă din strâmtorarea lor. Domnul este aproape cei cu inima zdrobită. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu inima mâhnită. Multe rele se abat peste cel drept, dar Domnul le liberează din toate. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale. Nu va fi zdrobit niciunul dintre ele. Domnul răscumpără sufletele slujitorilor Săi.
nu vor fi pedepsiți cei care își caută în El refugiu. Domnul este aproape de cei cu inima stropită. Numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus umbla prin Galileea. Nu voia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L ucidă. Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a corturilor. După ce au plecat frații săi la sărbătoare, a urcat și el, însă nu în văzul lumii, ci pe apus. Unii dintre cei din Ierusalim spuneau, nu este acesta cel care, pe care caută să-L ucidă? Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Hristos? Dar acesta știm că nu este Hristos, știm de unde este. Când va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis, voi mă cunoașteți și știți de unde sunt. Și totuși nu am venit de la mine însumi, ci într-adevăr este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc pentru că vin de la el și el m-a trimis. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cu cernici părinți din altar, iubiți credincioși, participanți la această Calea Crucii și această Sfântă Liturghie. Daniel era un copil de 11 ani. Se confrunta cu o boală destul de grea. Părintele, capelan al spitalului, i-a dedicat mult timp să-l încurajeze, să stea cu el de vorbă, dar acest copil de 11 ani înfrunta suferința și boala cu o seninătate, o pace și o bucurie de invidiați. Odată, celor din familie care îl vizitau le-a cerut să cânte psalmul acela jubiliar, să mergem cu bucurie în casa Domnului. Într-o zi, medicul care îl îngrijea i-a spus, Dani, tu nu te plângi niciodată, însă cu siguranță ai dureri foarte mari. N-ai vrea să-ți dau un calmant? Vă rog, domnule doctor, răspunse copilul, să nu-mi puneți niciun calmant. De ce nu vrei să spun niciun calmant, Dani? Și iată răspunsul simplu, dar sublim al copilului. Lui Iisus, care a suferit atât de mult pe cruce și pe calea crucii, nimeni nu i-a pus niciun calmant. Da, iubiți credincioși, sigur, noi vorbim despre suferințele Domnului și în aceste meditații, eu chiar aș vrea să intrăm mai profund în aceste suferințe. Nu cred că creează nimănui probleme, eu știu, de coșmar, ci nu afectează emoțional, bănuiesc viața, ci dimpotrivă. Eu cred că, cunoscând mai în profunzime, vom prețui mai mult. Un om care n-a fost niciodată în spital nu va ști ce e boala, ce e patul de spital și nu va ști niciodată să-și dea seama perfect ce este acolo. Tocmai de aceea, în seara aceasta, aș vrea să mergem puțin la această scenă
la prima vedere l-au dezbrăcat, dar aș vrea să vedem ce este de fapt în spatele și în profunzimea acestui gest de la stațiunea a 10-a. Mai întâi toate să localizăm această stațiune. Deci, era deja în afara orașului și, deși s-a urcat până aici, drumul, deși urcă mai departe, nu este vârful unui deal numai decât, ci este pe o pantă destul de dulce, așa, o cocoașă de cămilă, cam așa ar trebui să o iau, și în afara orașului, mizerabil, vă dați seama, jos acolo mai era și o groapă foarte adâncă, pentru că era o cisternă, în paranteză fie spus, cisterna în care de fapt s-a găsit mai târziu și crucea lui Iisus, deci era un loc retras, izolat, mizerabil, pietros, în afara orașului, deci. Și aici, de fapt, pe acest vârf sau pe această cocoașă, pe această movilă mai mare de piatră, se vor întâmpla patru stațiuni. De aici încolo nu mai mergem de la una la alta, ci rămânem pe acest vârf. Și ajungând aici, sigur, deja știau că vor fi la capătul drumului, soldații au luat cruce și le-au aruncat într-o parte și acum deja din nou Iisus în prim plan. Smulgerea hainelor. Cred că toți am avut în viața noastră un bandaj pe o rană, nu? Și ne era greu să luăm bandajul acela de pe rană pentru că se lipise deja, nu? Și mai creează și alte dureri. Tocmai de aceea aș vrea să vedeți în ce stadiu era Iisus ajuns aici. Un drum lung, după ziua de joi seară, după toată această situația sa fără sânge, după biciuire, cu o coroană de spini plin de răni, cu sânge și deja nu mai avea nici sânge aproape, frig, pentru că încă este perioada în care trebuie să-ți iei un sacou pe tine la această vreme a primăverii, împins, bătut, disprețuit, singur, fără apostoli, deci iată-l aici. Și la un moment dat, Creatorul care a făcut toate, care ne-a dat nouă de toate, ca să avem și veșminte pe noi, rămâne El însuși fără veșmânți. Iată cum descrie Papa Benedict al XVI-lea această stațiune, această scenă de aici. Iisus despuiat. Noi mai folosim cuvântul dezbrăcat. Da? Te dezbrăca înseamnă să iei hainele frumoase, le pui deoparte. A despuia înseamnă să tragi cu forță de pe cineva. Despoi ceva. Este un cuvânt mai dur, de fapt, nu? Și spune Papa mai departe, haina de obicei îi dă omului o poziție socială. De obicei, văzând cum este un om îmbrăcat, îți spui, cam acolo îl plasăm social. Vorbește despre om haina, oricât am spune noi că nu haina face pe om, dar totuși e important. Când vedem un polițist îmbrăcat polițist, știm că e polițist. Sau un preot preot, știm că e preot. Adică îi dă oarecum, să spunem, specificul său. A fi dezbrăcat, a fi despuiat public, atenție, public, înseamnă pe Iisus, pentru Iisus, că devine nimeni. Este desființat ca persoană. Nu mai este cineva, nu mai are haină, nu mai are absolut nimic pe el. Înseamnă foarte bine, cum spune Papa, al face un nimeni. Înseamnă că este mai puțin chiar decât un cerșetor și un om emarginat de la marginea societății, disprețuit de toți. Momentul despuierii ne amintește de fapt de omul fără haină din paradis când a căzut în păcat. Vă amintiți că în Cartea Genezei găsim scris și omul s-a trezit că e gol. Nu mai avea n-avea pe el acea îmbrăcăminte a harului, o dăduse jos. Ori Iisus ne duce cu gândul această despuiere a omului Adam și Eva. Splendoarea lui Dumnezeu nu mai era în om, nu se mai găsește în el. Gol și expus, dezbrăcat totalmente
și plin de rușine. Iisus în acest mod își asumă, interesantă ideea, ia asupra sa situația omului păcătos. Dacă ar fi fost situația omului dinainte de cădere, n-avea nevoie de haine, nu mai spuneam nimic. Dar el acum își asumă, aici este foarte important, cum spune și Cartea către Evrei, a devenit întru toate asemenea omului în afară de păcat. Dar acum ia și înfățișarea omului căzut în păcat. Iisus, dezbrăcat, de fapt, ne dă tuturor un semn că am pierdut prima haină. Am pierdut prima haină și am rămas oameni goi. Adică am pierdut splendoarea lui Dumnezeu. Sub cruce, continuă Papa, soldații îi vor lua și această haină unică și o vor împărți. Evangheliștii, de fapt, vorbesc despre tunica lui Iisus, care era dintr-o singură bucată, fără cusătură. Și tocmai aici este și vorba de ceea ce spune și Psalmul 22. În persoana lui Iisus, la stațiunea 10-a, vedem că Iisus experimentează toate stadiile, toate situațiile și toate gradele căderii omului. Și mai ales îl vedem că vrea să fie pentru noi, vrea să sufere în forma aceasta a dezbrăcării totale pentru a ne mai da o lecție. Că de fapt el este ca și oaia pierdută care nu mai are absolut nimic. O oaie care dispare între spini, plină de răni și vine apoi cineva și o ia și o salvează. Apoi, mai mult decât atât, să ne amintim ce spune și Ioan, că s-a tras la sorți pentru tunica lui Iisus. Aici mai vine ceva interesant. Iisus avea o haină dintr-o singură bucată. Și știți cine mai avea haină de acest gen? Marele preot. Marele preot de la templu trebuia să aibă o haină dintr-un singur fir, roat împrejur, iar așa era țesută, încât să nu aibă cusături. Ori iată că și Iisus, de fapt, acum el este marele preot cu tunica aceasta. Dar iată că oamenii îi îndepărtează până și această, să-i spunem, demnitate de mare preot. Da, și am putea spune și încheie aici Papa Benedict al XVI-lea, Iisus, totuși, rămâne demn, pentru că un om păcătos, în cazul acesta, ar fi trebuit să blesteme, ar fi trebuit să ridice toate anatemile, ar fi trebuit să apeleze la puterea sa divină, ori nu. Iisus aici dă un gest, dacă vreți, dă proba maximei ascultători, ascultător până la moarte, cum spune și scrisoarea către Evrei. Iubiți credincioși, un om fără haine, un om plin de răni, acesta este Iisus la stațiunea 10-a. Dar eu v-aș ruga, faceți dumneavoastră un efort de imaginație, faceți un efort de gândire, să-L vedeți că abia mai suflă, pentru că nu mai are absolut nimic. Nu mai are aici nici putere, nici sânge, nici haine, nici prieteni, nici demnitate, nici vlagă, absolut nimic, 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 nimic. Și are 33 de ani. Și e tânăr. Și totuși rămâne Dumnezeu cel frumos. Chipul său, chiar dacă e plin de sânge, este un chip frumos. Pentru că el este cu adevărat Dumnezeu. Rămâne această frumusețe a purității. Cineva spunea că fața unui om este cu atât mai frumoasă cu cât are mai puține păcate sau este mai curat, sufletește. Ori Iisus Hristos, care n-a avut păcat, fața sa n-a avut de ce să fie urâtă niciodată. Desfigurată, da, dar nu urâtă. Privirea sa, chiar dacă a fost o privire îndurerată, rămâne o privire a omului frumos, a lui Dumnezeu cel frumos. Să nu uităm niciodată acest lucru. Și am să închei cu un om care face cu adevărat experiența îmbrăcării celor dezbrăcați.
pentru că oameni dezbrăcați vom mai vedea și astăzi. Oameni dezbrăcați mai întâi de toate din cauza sărăciei. Și toți vedem, poate de multe ori, oameni care n-au cu ce se îmbrăca, poate. Dar mai mult decât atât, sunt oameni care se dezbracă pur și simplu, parcă, pentru a arăta păcatul lor. Dumneavoastră, nu știu dacă știți, poate ați văzut și dumneavoastră, persoane care în loc să vorbească despre teologia trupului, demnitatea trupului, fac expunerea trupului în modul cel mai păcătos posibil. Există un curent acum, nu cred că trebuie să spunem în biserică, dar totuși spun, există un grup de persoane care ați văzut și dumneavoastră că au luat și pruncul din ieslea de la Vatican și l-au aruncat și merg în diferite biserici dezbrăcate pentru a, nu știu, joacă rolul diavolului, nu știu cum, pentru a vorbi lumii de astăzi despre păcat. Ei bine, aceste persoane cu siguranță nu vor vorbi despre un trup creat de Dumnezeu, ci despre un trup care doar și doar este expus păcatului. Dar lucruri grave și urâte se întâmplă în toată lumea, de aceea eu cred că trebuie să vorbim despre un trup demn, un trup care cu adevărat este îmbrăcat de haina lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu, de frumusețea lui Dumnezeu și așa mai departe. Și închei cu acest părinte Ștefan Kowalski, care a mers într-o zonă unde oamenii chiar n-aveau cu ce se îmbrăca și a mers să stea cu ei acolo. Acest Ștefan Kowalski, de care vreau să vorbesc eu, s-a născut în anul 1933 în Polonia. Din cauza sărăciei, părinții lui s-au mutat în Franța. Rămânând orfan de tată, a intrat într-un seminar, iar mai târziu, superiorii l-au trimis în India. S-a stabilit la Calcuta, în estul Indiei, într-o parte a orașului care nu e mai mare decât 3 terenuri de fotbal, dar unde trăiau îngrămădiți 70.000 de oameni. Printr-o ironie, acest sector este numit, cred că în bat jocură, orașul Bucuriei. Ștefan s-a stabilit într-un bordei cu o singură cameră și avea doar puțin mai mult spațiu decât locuitorii de rând ai acelui oraș. Spațiul lui de locuit era 2 metri pătrați. Majoritatea oamenilor lucrau de la 7 dimineață până la 10 seara pentru 2 rupii pe zi, o sumă prea mică pentru a putea mânca măcar ceva pe zi. Unii se refugiaseră acolo pentru că recoltele lor fuseseră distruse, alții pentru că fuseseră alungați de către proprietarii caselor pentru care nu mai plătiseră chirie. În acel bordei și-a început Ștefan viața printre acești oameni, ultimii oameni, cei mai dezbrăcați oamenii societății. Erau și, e adevărat, foarte puțini creștini. Cei mai mulți dintre ei erau budiști și musulmani care împărțeau mizeria Calcutei. În fiecare dimineață, Ștefan se scula și aștepta la coadă la una din cele 10 fântâni din care acești 70.000 de oameni scoteau apă. Își gătea mâncarea pe care deseori o împărțea cu cei care nu aveau absolut nimic. În bordeiul lui de 2 metri pătrați, el avea o icoană a lui Iisus răstignit, o mică imagine a Giurgiului din Torino și în fiecare zi petrecea încă multe ore de rugăciune în fața acestor mici imagini. Rugăciunea și modul său de viață i-au convins pe vecinii ostili că el chiar crede într-un Dumnezeu care îi iubea pe cei săraci, fără haine și fără mâncare. În decursul anilor, ei au învățat să aibă încredere în el și chiar i-au permis să le vorbească despre Dumnezeu, un lucru de fapt care nu prea era voie atunci. Dar mai mult decât orice, oamenii au înțeles că Ștefan trăia printre ei pentru că îi iubea. Nu exista niciun alt motiv pământesc pentru care un om care, ca el, în situație materială, un om alb, acceptat de autorități, ar fi putut să aleagă să trăiască în acea colibă, în sărăcie, în mizerie, în ghesuială, împreună cu cei 70.000 de oameni. Nu putea exista o altă motivație pământească decât că el îi iubea. Și de aici ei au făcut un saltul important. Dacă Ștefan Kowalski putea trăi printre ei și să îi iubească așa de mult, cu cât mai mult Dumnezeu îi iubea și locuia printre ei. Pornind de la acest exemplu, mă gândesc că și Iisus Hristos
a venit printre noi, s-a făcut ca noi. Dacă ar fi venit, mă gândeam de multe ori, dacă ar fi venit așa un fel de rege îmbrăcat în straie aurite, oare am fi crezut în el? Am fi spus, nu seamănă cu mine, eu nu cred în el. Dar pentru că s-a făcut atât de suferinț, atât de liber, atât de gol, atât de părăsit, eu mă regăsesc în persoana lui. Atunci când voi suferi și când sufer, atunci când voi fi singur, atunci când poate toți mă vor dezbrăca, atunci când toți mă vor ataca, eu știu că am avut și am lângă mine un Dumnezeu care este ca mine, singur, gol, părăsit, fără prieteni, în suferință, dar o suferință care mântuiește. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat prin pătimirea și moartea sa pe cruce, să ne asocieze și pe noi la milostivirea sa mântuitoare. Doamne Iisuse Hristoase, mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, luminează-i cu razele misterului pascal pe toți membrii bisericii tale. Dăruiește-le celor care suferă sau trudesc în muncii stovitoare, celor părăsiți și asupriți, gândul mângâietor că luând parte acum la pătimirile tale, se vor împărtăși de bucuria învierii. Celor care încă nu te cunosc, dă-le harul să te caute cu sinceritate și aflându-te să aibă parte de roadele răscumpărării tale. Prin sângele tău vărsat pentru toți oamenii, inspiră și întărește în inimile tuturor gânduri de pace și iubire frățească. Întărește pe toți aceia care la chemarea ta și-au închinat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și fraților lor, dăruiește-le statornicie și bucurie în jertfire. Prin crucea și moartea ta, condui pe răposați la slava învierii tale. Dumnezeule atotputernic, prin pătimirea și moartea pe crucea Fiului tău, întoarce la tine inimile noastre, pentru ca rugăciunea noastră să-ți fie bineplăcută și jertfele noastre, unite cu jertfa Fiului tău și a mamei lui, să fie bine primite prin Hristos, Domnul nostru. Să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre lauda și mâinile Dumnezeu, spre folosul nostru și al Averii Sfintei sale Sfinte. Dumnezeule Atotputernic, dă-ne harul ca prin puterea acestei jertfe să ajunge mai curați la izvorul ei, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi.
numele Tău. Sus inimile, le avem dat omul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumirii pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu spre mântuirea fiilor Tăi ai urânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta,
și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. De porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-a treia zile, Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberă de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericit cei chemați la ospățul mielului. Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sub acoperământul meu. Thank you.
la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți, și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. Eu singur știu tot ce vă doare, și numai eu pot să vă ajut în lupta grea a vieții voastre. Eu singur pot să vă fiu scut, și rana grea a neputinței o pot ușor tămădui, iar pacea sufletelor voastre numai la mine o veți găsi. Veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți, și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. De atâtea ori pe drumul vieții v-ați frânt în chinuri și nevoi, de atâtea ori al vostru suflet a stat în noapte și nenoroi, iar lumea crudă, fără mină, v-a apăsat și v-a lovit, încât și inima și dorul vi s-au uscat, s-au istovit. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți, și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, dăruiește-ne harul ca după cum am trecut de la semnul cel vechi la semnul cel nou al mântuirii, tot astfel, până Domnul cel vechi, să ne renoim cugetele în sfințenie prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare Dumnezeu, roagă-te pentru noi și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să se facă de veci pe Hristos. Să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și purea și
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere a lui Dumnezeu, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Domnul să fie cu voi. Slujitorii tăi, Doamne, să fie întăriți de ocrotirea îndurării tale, pentru ca săvârșind binele în această viață să ajungă la tine, care e supremul bine, prin Hristos, Domnul nostru. Să vă binecuvânteze Atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților, Iosif, Mihai și Veronica, pentru care scumpărați de moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreți miruitor al morții, Iisuse palnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul pe cel ce moarte ne-a dat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi revârbi pe aceea care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă, vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne-na ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Către tine, Doamne, divină tru adâncuri strică, către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te vita la fără de regi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se crede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii, iubirea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este vânădurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel, poate fără de vecine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în pururea și
vecii vecilor. Amin. Strig către tine, Doamne! Doamne, îndură-te de ei! Doamne, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri răposați, Iosif, Mihai și Veronica, de legătura morții, să-i primești în ceata ricilor Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-o lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le străducească, să se odihnească în pace. Ce durere a simțit.